Multă lume consideră că socialismul este o teorie politică mai apropiată de creștinism, datorită faptului că Isus a ajutat pe cei nevoiași, nu i-a avut la inimă pe cei bogați. Cum am putea să zicem să întoarcem această percepție a unui Hristos socialist? Da, Cred că, e, în iarăși, primul rând e corectă și după aia. fără îndoială că nu e corectă. E un anacronism grosolan din acest punct de vedere. Da? El și închipuim pe Mântuitorul luându-și carnet de partid, fie socialist pur, fie social-democrat, fie, Doamne iartă-mă, creștin-democrat. Nu, nu. Lui Hristos i s-a propus în numărate rânduri să au vrut să-l facă rege. E tipul de proiect pe care l-așteptau evreii. Îi așteptau un mesia mult mai politic, am putea spune că eminamente politic, și a refuzat cu obstinație aproape prin mijloace suprafirești. De exemplu, după ce a înmulțit pâinile și peștii, masa care atât a putut reține din acel moment, uite că ne-a dat de mâncare, au vrut imediat. Pornirea a fost, hai să-l facem rege. Da, să, după aceea avem sistemul gratuit de distribuție de bunătăți pământești. Da, sigur că da. S-a rezolvat problema bugetului și alimentației. Și a ieșind dintre ei, nici nu ne spune Scriptura acum, pur și simplu a ieșit dintre ei, a alunecat cum ți alunecă un pește printre mâini, să fugă, să se ejecteze, ca să zic așa, din modalitatea asta de a fi, abordat și apreciat. Adică nu acesta e rolul lui. A încercat să-l cuprinzi în formule de acest tip înseamnă al coborâ pe Hristos și a coborâ credința, creștinismul, religia creștină, a o coborâ la un program politic, ceea ce e o simplificare, e o reducție barbară, grosolană. Și nu mai vorbesc, evident. Deci de aceea fair ar fi să nu zic de acum rezultă că Hristos era libertarian sau un capitalist convins sau vreun titular de carnet de partid prin vreun PNL sau știu eu ce. Nu, există riscul să exagerăm și în partea cealaltă. Și atunci zice așa, într-un anumit sens, programul creștin e deasupra celor două, deasupra acestei dispute sistemice, cu o anumită nuanță. Adică în interiorul programului creștin, de exemplu, găsim la Sfântul Ioan Gură de Aur, un sfânt important în tradiția ortodoxă, în permanență o grijă față de două aspecte. Trebuie să fii milostiv cu săracii, dar acest lucru numai voluntar. Trebuie să fii milostiv cu săracii, dar numai voluntar. Trebuie să fii prudent față de bogăție, că conține un pericol spiritual, dar nimeni nu poate corecta bogații cu forță. Adică arma corecturii este morală, este persoasiunea, chiar dacă uneori e cu vituperări, cu, nu știu, la limita excomunicării. Le zice Sfântul Ioan Gură de Aur prin niște predici pe acolo și se presupune că în Constantinopol erau notabilitățile vremii. Adică, de multe ori, protipendada. Le zicea de la obraz, da, protipendada. I-au și copt-o într-un final, că a fost mazilit și pe considerente de acest tip, că nu l-au suportat, prea le zicea de la obraz. Că au sclavi, că dau chefuri, că expropriază, că, în multe feluri. Că nu sunt milostivi, în general, că sunt ostentativi. Și atunci, programul creștin ține în tensiune capitalismul prin aceea că zice, ai grijă la bogăție. Ai grijă la bogăție că e un risc. Dar în același timp ține în tensiune socialismul, varianta marxistă, că îi spune să nu furi, să nu râfnești la ce al aproapelui tău, să nu iei ce al aproapelui tău. Și atunci, din acest punct de vedere, am zice că dacă ne putem gândi că socialismul are niște scopuri bine intenționate, pe acelea le poate recupera un creștin. Da? Prin scopuri înțelegând frăția umană, caritatea, iubirea între oameni.
Și atunci mântuiește scopurile, ca să zic așa. Da, mă mai auziți? Eu da, da. Pe partea cealaltă, însă, pachetul creștin e compatibil cu mijloacele pe care le revendică capitalismul sau libertarianismul sau liberalismul consecvent. Nu cu forța, nu cu forța, ci prin persuasiune. Și acea, dată fiind această disproporție, eu unul mi se pare că mai degrabă înclină în favoarea unei ordini naturale bazată pe proprietatea privată, deci din acest punct de vedere mai aproape de libertarianism, ca să zic așa, deși probabil că într-o astfel de societate va exista foarte multă întrajutorare, încât să fie mulțumit și un socialist cinstit, să zicem, un socialist de bună credință. Dar în sensul acesta, sec, da? Naționalizarea factorilor de producție, preluarea resurselor în proprietatea privată, abolirea proprietății private, cred că nu, nici pe departe. Eventualul episod al așa zisului socialism din Faptele Apostolilor e, cred, în mod exagerat numit socialist, pentru că într-adevăr persoanele dădeau bunurile lor sau o parte din bunurile lor, că nu erau obligați să le dea pe toate, le puneau la picioarele apostolilor, dar le puneau de bună voie în măsura în care considerau că e cazul și cât considerau că e cazul și nu se înțelege că erau obligați să rămână în acel tip de aranjament. De altfel, biserica l-a și părăsit. L-a și părăsit în timp. Mă rog, se pot face diverse discuții. E posibil să fi fost și ineficient, adică să fi fost compatibil cu o perioadă de entuziasm a primelor etape ale creștinismului, dar pe măsură ce a trecut etapa de entuziasm, să fie și la iveală ineficiența respectivului sistem. Pavel făcea colecte, Sfântul Pavel făcea colecte de resurse pentru cei din Ierusalim, în toate orașele care propovăduia, dovada faptului că nu stăteau pe roze, economic vorbind, în Ierusalim. A fost și o foamete și așa mai departe, dar plus că era un socialism, ca să zic așa, numai de consum, nu era un socialist de producție. N-au pus la oaltă factor de producție să facă, nu știu, vreun kibbutz sau vreun CAP pe acolo, să fie cu iertare, că zic așa. Deci, cred că nu. Și aș spune și acest lucru, Hristos a refuzat instrumentul etatic, l-a refuzat ca atare.